Hei, fetelor, astăzi o să vă arăt cum să obțineți păr cu mai mult volum. Mai exact, o să fac un review la acest aparat. Roventa Volume 24 Perfectissim. Foarte lung. Așa. E un aparat, zic eu... Ia să-l închid mai bine, așa. E un aparat nou, revoluționar. Chiar n-am mai văzut ceva de genul și am fost super... curioasă să-l testez. E foarte, foarte ușor de folosit și o să vedeți chestia asta în demo. Primul pas este să stabilim pe ce parte vrem cărarea. Eu vreau să o fac pe a mea pe mijloc, așa că o să-mi împart părul în două părți egale. Așa. Și apoi dau prima șuviță de aici în partea cealaltă. Asta nu o să facem. Ok. Și începem de aici. Luăm aparatul, fixăm șuvița, așteptăm 3 secunde și o mutăm pe partea cealaltă. Ne fixăm șuvița, așteptăm și mă dăm pe partea cealaltă. Mie îmi place ca după fiecare bucată de păr să aplic și puțin fixativ pentru ca volumul să reziste mai mult timp. Și apoi continui. Fac așa până jos, apoi dau părul înapoi. Fac la fel ca mai devreme și selectez doar prima șuviță de aici. Și la fel procedăm și cu partea din spate, cu șuvița din spate. Asta o lăsăm așa. Mi-e cam dificil să vă arăt aici. Acum, după numai câteva minute. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de ajutor.
Dacă vreți să aflați mai multe despre aparat, o să las detaliile tehnice și alte informații în postarea de pe blog și linkul găsiți în descriere. Cam atât. Până data viitoare. Pa!